dreptate spre ANSA. A venit cu plângere la parchet. Da, nu, asta e altceva, da, eu... N-ai asta timpă. Nu, dar păi... Nici în exil, ori nu te consideri în exil aici. Nu mă consideri în exil, eu stai... Ai tot și ai fugit de acolo de... de închisoare. Da. Dacă ai să vrei să iei asta, dacă nu ai să-mi spui și eu să-l transmit. O iau, o iau. Iată, am pregătit o plângere. Adresare. E plângere, Procuror General României, plângere penală împotriva lui Voronin Vladimir, Plahotniuc, Ulinici Vladimir, Vlad cu, și complicele acestora. Hmm. Ceea ce s-a întâmplat cu mine, cu alții, inclusiv privind situația la Gemeni, faptul că am ajuns eu la Curtea Europeană cu două dosare. Gemeni, centru comercial de pe drum de primărie. Da, implicat primărie în Chișinău. Acapararea acestui centru. Adică nemijlocit de Vladimir Voronin și Vladimir Plahotniuc. Ei ambii în 2007, în ianuarie, sunt astăzi 13, luna aceasta s-au plinit 13 ani, la 11 ianuarie, la comanda lui Vladimir Voronin, au intrat la Gemeni. Ilegal, înarmați, cu CCC-ul și alții, cu executor judecătoresc și de atunci eu am probleme. Nu, tot timpul, până în prezent, atât 13 ani, nici atât că m-am adresat și la CEDU, dosarele acolo zac, unul 10 ani, altul 7 ani, iată, vara aceasta, cei de la CEDU au acceptat să examineze în fond a doua plângere a mea legată de Gemeni, proprietății la Gemeni, după ce dosarul a zăcut acolo 7 ani de zile. Cum a plecat Plahotniuc, peste 10 zile ei au luat decizie că dosarul să fie... Crezi că au cumpărat și de acolo oameni? Cred că da, sunt sigur. Sunt sigur și acesta nu mai eu cred, pur și simplu, deci nici o presă nu vrea să vorbească despre aceasta. Eu m-am adresat la mulți jurnaliști din Republica Moldova și aici în România și nimeni nu vrea să discute despre ce se face la CEDO privind... Dar s-au mai plâns unii la parchetul general și pe Voronin și pe Plahotniuc și nu prea au reacționat. Eu tot nu prea aștept mari speranțe de la această plângere, dar problema constă în aceea că în situația de la Gemeni au fost implicați și autoritățile României. Noi, cum? Când acționarii Gemeni s-au adresat la ambasada României în 2000, în septembrie sau octombrie 2006 pentru a fi protejați ca cetățenii României, fiind acționarea S.A. Gemeni. Și a fost implicată și o firmă română, noi am dat în chirie, în arendă, încăperile de Gemeni, tot bloc comercial, și după aceea noi ne-am trezit, dați afară, în general, acei de la firma românească de acum au decedat. Și deci, iată, eu pe 7 pagini, adresându-mă Procuror General, am scris această plângere de mult, dar deoarece nu aveam încredere în conducerea Procuraturii Generale a României, parchetului general, nu am încercat păi să registrez. Păi nici acum încă n-au un procuror stabil, sunt interimari de tot felul, nu? Ministrul Justiției a făcut propunerea sa, că președintele va accepta-o. Deci s-ar putea să rămână tot asta. În principiu, Justiția României nu s-a schimbat nimic, nu se va schimba, cred că în timpul apropiat, tot nimic. Ei cam funcționează, cam așa cum funcționează și Justiția Republicii Moldova, dar eu vreau totuși să dau publicitate această adresare, să o iată, mă duc acum și o înregistrez. Cred că poate mă aștepta să demonstrez respectiva plângere cu ștampila parchetului general României și lasă presa, cine acolo, societatea civilă, populația să urmărească procesul de examinare acestei plângeri. Hai. Și eu, deci, dacă puțin mai, când ies, o să mai dau citire unei document pe o pagină că o adresare a mea către președintele Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova. Eu am făcut mai multe adresări. Păi nici acolo nu e un președinte stabil, tot e un interimar. Eu am scris președintele Curții Supreme de Justiție, ar fi că n-o să ori persoane care îndeplinește funcțiile președintele. Am înțeles. Să vezi. Da, e ceva, e și din comun, dar mă rog, eu, ceea ce am pățit eu astă vară și vreau să atenționez că Curtea Europeană va examina totuși dosarul cu Gemeni până la urmă și ei acolo, băieții toți, sunt în panică, că acolo pagubile care trebuie să fie încasate le-au cauzat acționarilor, de acum au ajuns aproape de 200 milioane lei. Și e o situație destul de... chiar și doamna
prim-ministru Maia Sandu a refuzat să implice efectiv în soluționarea cauzei Gemini. Deoarece, păi ce poate guvernul să intervine? Noi ne judecăm cu guvernul Republicii Moldova. Și așa, propun o înțelegere amiabilă sau ce? Doamne, ce e acum? Era Stamate. Doamne, Stamate, am fost în audiență la înlocuitor doamna Stamate. Stamate m-a refuzat să mă primească. Uh-huh. Doamna Stamate s-a implicat împotriva noastră. În favoarea celor echipei lui Plohotniuc care se află și acum. Apăra guvernul, interesul guvernului. Nu, nici de cum. Era obligată prin fișa de post să apere interesul guvernului. Nu, noi am propus soluționarea amiabilă a cazului. Și CEDO tot așa, deci prima... V-a dat termen jumătate de an, termen nu știu ca, nu, până la 13 septembrie. Ne-a dat și termenul de acum de mult a trecut. Și eu am făcut propunerile respective. Noi am zis că suntem de acord să negociem cu guvernul soluționarea amiabilă a litigiului, însă guvernul categoric a fost, mai ales doamna Stamate. Și ea acum nu știu ce candidează la deputat, am înțeles. Și mă tai candidată, e dreptul oricui. Și eu am candidat. Deci mă duc să înregistrez la registratură sau cancelare. 10 minute, da. Lăs acestea dacă îmi dai voie. Bine. Imediat. Parchetul cu camere de supraveghere.